Bună ziua și bine ați venit pe acest videoclip. Astăzi vă voi arăta cum se reîmprospătează și cum se reformatează practic Windows-ul, exact ca pe Android. Pentru că se întâmplă să ai anumite erori, virus sau anumite defecte. Și decât să reinstalezi Windows-ul cu un stick, cu un Windows pe DVD, te chinui. Mai ok, intre aici la setări, destul de la capăt, clic pe start, settings, updates in security, recovery, și aici avem două opțiuni mari și late. Prima opțiune este să-ți redea Windows-ul de la bun început. Și a doua te duce într-un fel de BIOS creat de Windows, dar eu o să dau către start. Și avem două variante: ori păstrăm fișierele și setările și alte nenorociri care sunt în clipa asta în el, ori remove everything, ștergem tot, nu rămâne nimic. Și eu o să aleg remove everything. Aici te întreabă din nou dacă ești sigur și vrei să ștergi tot din el. Eu chiar sunt foarte sigur și șterg absolut tot pentru că mi-am făcut un backup înainte. Îmi spune toate fișierele personale, userul vor fi șterse, programele și alte setări aduse. Aici dăm reset. În cel mai scurt timp își va da restart. Și vom continua. Momentan așteptăm. Durează puțin timp pentru că acum șterge, să se gândește ce va face în continuu. Într-un final îi va da de start și vom vedea de unde începe. Resetează PC-ul la setările lui practic din fabrică. Și aici va dura ceva timp. Dar nu nimic, așteptăm pentru că altceva mai bun nu avem de băut. Eu voi pune pauză ca să nu așteptați atâta timp și voi. Când este aproape de final, vom porni și vom vedea ce urmează. Am revenit. Din câte știți, practic, instalarea Windows-ului durează cam în jur de jumătate de oră. Ceea ce el acum practic face, mă șterge și își readuce la setările lui de Windows de bun început. Șterge cont, registri, tot. Practic acum el se reinstalează. Și durează cam 30 de minute, 25 de minute în jur de acest timp. Momentan aștept la 48%. Durează. N-am ce face. Totuși este un laptop destul de ok.
E un i5 cu un SSD-ul și cu 6 GB de RAM. Destul de ok, nici prea bun, nici prea prost, este cât să fie un laptop de zi cu zi. Ce să vă mai spun eu? Windows 10 este de departe cel mai bun Windows de față, pentru că poți face atât de multe lucruri cu el, dar oamenii încă nu știu de ce este capabil acest Windows. Totuși am reușit să-l duc pe culmile maximului a ceea ce poate el să facă. Eu sunt mulțumit și îmi place. Momentan vom mai lua o pauză și când mai este puțin până spre final, voi reveni și vă spun mai multe detalii. Am revenit din nou, mai are foarte puțin. Nu a durat atât de mult, un timp destul de ok. Oricum a cam sărit, s-a mișcat mai repede decât trebuia. Și acum vom vedea în ce pas practic ne aruncă să configurăm Windows-ul spălat cu Pervolt. Nou, dar nu este nou, este același. Totuși, partea bună la chestia asta e că nu mai bagi niciun fel de licență, nici nimic, nimic. Și păstrează cum l-ai băgat prima oară, așa se instalează. Nu e nevoie de licență sau alte nenorociri ca să activezi Windows-ul sau cum se spune românește, să-l hacktivezi. Pentru că mulți dintre români nu au bani de o licență. Dar ce să faci, este mai bine gratis. Și-a dat restart. Pe parcursul acelei resetări nu-și dă niciun restart, se duce clean, glonț, nu restart, nu pauză, nu nimic. Se duce din prima. Acum pornește. Se prepară. Și acum se instalează el practic Windows-ul. Aici durează ceva timp, nu știu, să vă aproximez cam 20 de minute sau ceva de genul. Pentru că acum hardul propriu-zis este gol, în afară de acel Windows de instalare, dar în rest nu are niciun program, nimic, 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 este curat. Nu am nimica adăugat, niciun stick, nimic, nimic. Toate porturile mele USB sunt goale. El acum se instalează practic din el. Și văd că sare destul de bine. De la 10 la 27 e ok. Ce să vă mai spun? Momentan așteptăm din nou, pentru că Windows pe asta se bazează, să aștepți, el face tot, tu doar să aștepți, nu e nevoie de absolut nimic din partea ta. Asta e plăcut la Windows. Este destul și foarte deștept, părerea mea, încât să nu mai te chinui tu cu plicuri, setări sau alte nenorociri. El singur se configurează și știe cum trebuie să arate, ce trebuie să facă și alte informații de genul, multe detalii. Totuși, dacă ai altceva de făcut în timpul ăsta și chiar trebuie să faci sau este ceva de ocupație, nu este greu, poți face orice altceva în timpul ăsta pentru că nu e o problemă. Stai lângă el tot timpul ca la Windows XP sau 7, nu mai știu, când dai fel și fel de erori. Nu, 10 nu are niciun fel de eroare decât de build, dacă nu știi să alegi Windows-ul pentru placa ta de bază.
dar restul el se mișcă perfect, se configurează perfect, nu ai niciun fel de problemă. Tu trebuie doar să îți găsești altceva de ocupație. La instalare își va da câteva restarturi, se pare că două, acesta este primul restart la 64%. Cum sare destul de ușor și de repede și e plăcut să sară așa de mult, pentru că nu mai aștepți mult după el. Iar pornește Windows-ul. Și mi se pare că se mișcă destul de mai de repede, pentru că este ultimul build. Nu mai știu sigur ce număr e și nici nu vreau să o induc în eroare. Este ultimul build data de azi. Și tocmai de-aia observ că se mișcă un pic mai repede. Și acest lucru este plăcut. Ia asta, oameni. Cum te anunță el pe tine de orice informație și orice face el. Bine. Practic, care este plăcut pentru om. Că dacă ar spune tot ce face el, nu și-ar mai sta nimeni Windows-ul sau nu și-ar mai alege nimeni Windows-ul. Așa, avem două variante. Eu l-am avut în română înainte, dar e mai ok în engleză, pentru că cât de român să fim, să avem și Windows-ul în română, totuși este nașpa. Și avem pe Cortana, multibita noastră Cortana. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. You can use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, you can just mute your PC. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to enable narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Practic acum fără spoiler pentru fete. Your region is set to United States. Cea mai ok. No, in Romania. Which region do you want to use? Romania. I've got that you want to use Romania. Is that simple right? As fuck. Yes. Your keyboard is set to US. Want to stick with that? No. Which keyboard do you want to use? Romanian. Romania. Am mișcat prea bine până acum ca să nu facă. Să căutăm limba română. Programmers este cel mai ok. I've got that you want to use Czech programmers. Is that right? Nope. Okay, don't let me hold you up. Just pick the one you want from the list. Așa, lasă-mi pe mine manual. Este mai ok și manual. Do you also type with another keyboard layout? Yes. Which language do you want to use for your second keyboard layout? English. English. S-a plictisit. Sigur o să luăm de la capăt. I've got that you want to use Faroese, Faroe Islands. Is that right? Nope. Okay, don't let me hold you up. Just pick the one you want from the list. Which keyboard layout do you want to add? US. This. I've got that you want to use US. Is that right? Yes. Now let's get you connected to a network. That way you can get updates, apps, and cat videos as soon as possible. How about the first one on the list? Want to use that one? Nope. Okay, how about this next one on the list? Nope. Zero for two.
I'll quit guessing now. Go ahead and select the one you'd like to use. Now type your credentials. Pam, pam. Hai să vedem. Da, este bună. E ok, Cortana. A ajuns destul de departe. Mission accomplished. You're all linked up. Interesant acum. Chiar interesant. Nu mă așteptam să mă ajute Cortana să mi-i configurez. Now we can go look for any updates. Și aici cam durează. Haideți să dăm un pic de mărire. Așa. Aici și upgradează toate aplicațiile de Windows pe care, sincer, nu le folosesc. Next up, the legal stuff. In short, you'll need to select accept to use Windows. You can decline, but then, you know, no Windows. Accept. Cum ajung la pasul account? Now, let us know if this computer is owned by your work or school, or if it's yours. We'll set it up accordingly. Personal. Type your email address or phone number, then follow the instructions to sign in. I'll catch up with you once that's done. Da. You've asked for extra verification. Good call. Follow the instructions and I'll meet you back here once you're done. Vă trimit un cod prin SMS. Sau mă va suna, nu mai știu sigur. Momentan aștept acel cod care a și sosit. Ok. M-am logat la contul meu de Windows. Want to set up a pin? Să punem și un pin? Da. Este mai ok pinul decât acea parolă enervantă. Gata. S-a pus și acel pin. Îl poți pune din câte vrei. Now let's link your phone and PC using a Microsoft app that can work some magic between your devices. We'll send you a text to get everything set up. Just type your phone number and press send. E, acum dacă vrei, eu practic voi face și acest lucru. Dar nu ajung la limba română. La limba, la numărul român. A text with a link to install your first app is on its way to your phone. Feel free to finish linking your phone and PC first, we can wait. Și îți va trimite un link prin mesaj cu aplicație pe care o poți instala și tot ce ai în telefon ai și pe Windows, tot ce ai în Windows ai și pe telefon. Microsoft recommends. Go ahead and review them and select accept when you're ready. Da, locația e activată, diagnoza e activată, relevanță ads. Nu am nevoie de reclame. Da, banu, 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 banu. Le lăsăm pe cele relevante. Speech, Taylor, ok. Acceptăm și lucrul ăsta. Și acum, prezentarea Windows-ului mult iubită, de care, sincer, eu chiar sunt sătul. Te ține și te ține și te ține destul de mult timp. Drăguț ce face Cortana acum pentru tine. Deci nu ai nevoie nici de taste ca să te mai complici. Îi poți dicta tot ce ai nevoie. Drăguț. Voi afla ce build e și îți spun imediat.
1709 este versiunea de Windows 10, este Windows 10 Pro, ce am eu în momentul de față. Și build-ul este un 16299. Versiunea contează, 1709. E cea pe care o rulez în momentul de față și chiar simpatică, chiar simpatică. Și acum deja este gata. Practic avem un Windows 10 nou-nouț, curat. Și acum vă voi arăta cum îmi curăț, practic acum, ca să îl fac pentru mine. Și toate aplicațiile astea pe care nu le folosesc și le urăsc. Și Windows te obligă, bine, te obligă, le instalează fără ca tu să știi. Am propriu Office, n-am nevoie de acest Get Office. Curățăm practic tot. Nu folosesc nimic de aici eu. Și decât să am Windows-ul încărcat cu milioane de programe, mai bine le dăm deoparte și salvăm și din memorie unul la mână și nici nu mai stăm să-mi ruleze mie în fundal milioane, milioane de aplicații pe care, sincer, nici nu știu că sunt acolo sau nici măcar nu le folosesc. Gata, totul este